Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pentru etalarea zilnică, pentru ziua de sâmbătă, 19 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru situația de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. Pe situația de dragoste, în această zi de sâmbătă avem aici asul de săbii. Iese la iveală un adevăr. Dacă adevărul ăsta o să vă placă sau nu, depinde de situația particulară a fiecăruia. În orice caz, lucrurile se clarifică și măcar nu mai sunteți în acea energie de incertitudine. Puteți să vă faceți un plan, puteți să acționați în deplină cunoștință de cauză. Această carte vă pune la dispoziție toate informațiile necesare ca voi să puteți să luați o decizie informată. O parte dintre voi s-ar putea să decideți să o luați de la capăt, fie cu același partener sau cu un alt partener, mai ales dacă e vorba de cineva din zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Pentru cei care sunteți singuri, această sabie a adevărului vine clar cu un nou început, un nou început bazat pe încredere, pe comunicare și pe adevăr, da? Asigurați-vă că în orice relație nouă pe care o începeți, fie că e azi sau în viitorul apropiat, asigurați-vă că nu acceptați minciuna, că nu acceptați secretele, că nu acceptați să vi se ascundă lucruri. Pentru că dacă este să fim onești cu noi înșine, mai ales pentru femei vorbesc aici, o să vă dați seama că de fiecare dată când ați fost înșelată, cumva v-ați și făcut-o cu mâna voastră, pentru că semnele erau acolo, dar vă era mult mai ușor, mult mai comod să le ignorați, să treceți peste, decât să vă confruntați cu problema față în față. Și s-a ajuns unde s-a ajuns. Asigurați-vă că nu repetați aceste greșeli. Hai să trecem mai departe pe situația de sănătate. Avem aici o carte foarte frumoasă care combină în ea energia arcanei majore, lumea, cu cea arcanei minore, asul de monede. Lumea ne arată o finalizare, asul de monede, un nou început plin de stabilitate. Parte dintre voi s-ar putea să ajungă la capătul opțiunilor de tratament în spitalul sau cu medicul, cu terapeutul cu care ați colaborat până acum și să trebuiască să o luați de la capăt cu un alt specialist, cu un alt terapeut. S-ar putea chiar într-o altă țară pentru cei care aveți probleme foarte, foarte grave. Aceștia o să fie o categorie foarte mică dintre voi, da? Pentru majoritatea e pur și simplu vorba de finalizarea unui tratament sau unei terapii și de acum înainte trebuie să continuați în alt mod. O parte dintre voi s-ar putea să termine pe de-a întregul tratamentul, terapia, dieta, regimul, dar de acum înainte, felul în care o să continuați, o să vă continuați viața de azi înainte, nu o să mai fie cum era până acum. O să fie altfel, o să fie mult mai stabil, mult mai încet, poate dacă e vorba de dietă o să continuați cu alimente mult mai naturale, dar nu o să mai acceptați în alimentația voastră alimentele procesate, făina albă, zahărul, dar o să încercați să mâncați lucruri mult mai aproape de starea lor naturală, da? Și aici o să vă dau un exemplu, e o mare diferență între puiul crescut la casă, la sol pe care îl tai și îl gătești pieptul de pui versus pieptul de pui făcut în crispy strips pe care îl cumperi de la un fast food, da? Ăla care îl cumperi de la fast food a trecut prin 10 de pași de procesare și modificare, s-a îndepărtat foarte mult de lumea naturală din care vine, încât nici măcar nu mai este aliment. Este mâncare care îți dă confort emoțional temporal, dar nu este un aliment care să-ți hrănească trupul, pentru că nu mai are acei nutrienți care ar trebui să-l aibă un aliment în adevăratul sens al cuvântului, da? Pentru că aliment nu este doar o mâncare pe care o ingerezi ca să ai energie, este o mâncare pe care o ingerezi ca să îți vindeci trupul. Voi cum credeți că se regenerează toate celulele organismului nostru? Corpul nostru, ca să producă celule noi, să le înlocuiască pe cele vechi care au murit, care nu mai au niciun scop
în fiziologia noastră, își ia cărămizile, dar elementele de bază din care construiește cărămizi noi și le ia din alimentație. Prin urmare, toată mâncarea pe care o ingerăm noi ar trebui să fie alimente, să fie lucruri care ne alimentează, care ne regenerează, nu doar ne dau energie pe termen scurt. Da? Acest concept că mâncarea este doar energie, este doar kilocalorii și atât, este foarte fals. Mâncarea este energie, da, dar nu doar kilocalorii, este energia vibrației lumii vii, care trebuie să ajungă la noi cât mai repede posibil. Bun, hai că divaghez, dacă vreți mai multe detalii pe topicul ăsta, lăsați-mi în comentarii și o să vă fac un video separat, că nu vreau să ajung iarăși la un video de jumătate de oră. Bun, trecem mai departe. Pe situația de bani, carieră, situație financiară, avem aici 4 de bâte. Fundații solide, stabilitate și motiv de sărbătoare. Pentru o parte dintre noi, ieri, vineri, a fost ultima zi în care am mers la lucru, dar și bineînțeles că acest 4 de bâte vine cu motiv de sărbătoare, pentru că o parte dintre companii, da, și-au închis porțile în această perioadă până după anul nou, nu o să mergem înapoi la lucru până pe 4 ianuarie și avem motiv de sărbătoare să stăm acasă cu familia, cu copiii, cu oamenii dragi nouă. Pentru cei care va trebui să continuați să mergeți la lucru în această perioadă, acest 4 de bâte vine totuși cu un mesaj pozitiv și anume veți câștiga mai mulți bani decât de obicei, fie prin ore suplimentare sau prin faptul că veți lucra în aceste zile de sărbătoare care, mare atenție, legal, se plătesc dublu, da? Fiți foarte atenți aici să vă cereți drepturile legale și să vă asigurați că angajatorii voștri respectă legislația muncii. Dacă vreți ca drepturile să vă fie respectate, trebuie să impuneți acest respect. Aceste ore suplimentare, această muncă pe perioada zilelor libere o să vă aducă mai mulți bani decât de obicei și asta o să contribuie la stabilitatea voastră financiară. O zi foarte bună din punct de vedere financiar și acum hai să scoatem și un card din aceste carduri de înțelepciune să completăm mesajul zilei de azi. Dacă v-a plăcut mesajul meu, lăsați-mi în comentarii cum se aplică acesta pentru voi și nu uitați să dați un like la acest video. Și hai să scoatem mesajul zilei de azi. Iubirea mea e nelimitată. Unul dintre beneficiile faptului că mă iubesc este acela că încep să mă simt bine. Și de ce n-am avea motive să ne simțim bine? Că vin sărbătorile, mai un pic și e Crăciunul, o să primim cadouri în fel și în chip. Sper să aveți un weekend minunat. Ne vedem mâine. Pa, pa!